Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. În început, din nou, ca de toate celelalte dăți, vreau să-mi cer scuze pentru inactivitatea din ultima perioadă și vreau să vă explic puțin de ce a apărut aceasta. Din cauza copyright-ului și din cauza drepturilor de autor, pentru că, după cum bine știți, eu utilizez imagini și clipuri video cu anumite evenimente istorice pe care le editez într-un colaj. Regulile din ce în ce mai riguroase ale YouTube-ului m-au împiedicat să mai public astfel de videoclipuri prin diverse amenințări, prin demonetizarea videoclipurilor, chiar prin interzicerea acestora. Așa că nu voi mai putea continua neapărat să fac o serie evenimente istorice folosind imagini cu drept de autor. Va trebui să folosesc imagini gratuite. Din păcate, imaginile gratuite au watermark, așa că nu știu ce calitate video vor avea videoclipurile de genul. Astăzi vreau să încerc o nouă serie, care sper să vă placă, pentru că mi-a venit această idee relativ curând și m-am gândit că ar fi o idee foarte bună de a îmbina istoria cu gamingul. Ce va presupune această serie? Seria aceasta va presupune anumite jocuri cu caracter istoric, după cum bine vedem astăzi jucăm Mount & Blade Warband, unul dintre jocurile preferate ale copilăriei mele, și vom relata evenimente istorice din aceeași perioadă, vă voi povesti anumite evenimente istorice, de asemenea voi încerca să atribui o notă jocului din punct de vedere istoric, cât este de realist, pe scurt. Vom lua în considerare elemente precum armurile, armele, stilul, arhitectura și alte și alte elemente și la final vom acorda o notă finală care arată cât de realist este jocul din punctul meu de vedere, din punct de vedere istoric. Ok, lăsăm vorbăreala la o parte, astăzi vom juca Mount & Blade Warband, care e unul dintre jocurile mele favorite din copilărie, le-am jucat de nenumărate ori. Chiar acum câteva luni, tocmai ce mi l-am achiziționat pe Steam de dragul vremurilor trecute și vreau să îi dau o încercare și să văd dacă vă place seria. Evident, pe viitor vom juca alte și alte jocuri pentru că sunt foarte multe joculețe cu evenimente istorice care de care mai interesante și cred că ar merita o serie. Vom da în primul rând un start a new game. Nu vom da tutorial pentru că deja știu ce trebuie să fac. În acest slide ne explică puțin cine suntem, ce suntem, ne face așa ca o mică introducere în joc. Aici ne alegem genul, male. Aici ne spune că am fost născuți acum câțiva ani și tatăl nostru a fost. Aici ne putem alege ce trăsături comportamentale să avem datorită părinților noștri. Putem să alegem un nobil, un negustor, un războinic veteran, un vânător, un nomad, un hoț. În general mă voi duce pe veteran warrior pentru că o să fie gameplay mai interesant. Aici ne lasă să ne alegem începutul, să spun, dinastiei noastre, ce am ajuns în tinerețe, ce job, să spun, ce meserie am avut, să folosim cuvinte puțin mai vechi. Putem fi un ajutor la curtea unui nobil, un ajutor de meseriaș, care se ocupă cu confecționat arme, arbalete, arme și mai departe, un asistent într-un magazin, un copil al străzilor, să spun, sau un copil de stepă, adică un caun sălbatic. În general, mă voi duce pe Craftsman Apprentice, pentru că aici ai mai multe beneficii de-a lungul gameplay-ului. Când am ajuns tânăr spre adult, adică când am ajuns un adult tânăr, am devenit. Ne alegem un squire, un trabadur, un călător, un university student, student universar, un vânzător, goods peddler, un fierar și un game poacher, un braconier. Noi vom merge cu squire și aici ne întreabă ce ne-a motivat pentru a continua destinul nostru, pentru a ajunge un mare nobil.
Eu, în general, aici mă duc pe personal revenge, dar putem alege pierderea cuiva iubit, dorința de desfrâu, să fiu forțat de a pleca din casă și tot așa dorința pentru bani și putere. Mă voi duce cu personal revenge și aici ne dă butonul de start. Ok, aici am ales cum să salvăm și aici sunt skillurile, atributele și proficiency-urile noastre. Adică, skillurile se bazează pe ce calități vei avea de-a lungul jocului, atributele, ce vrei să-ți fie mai bine definit, inteligența, puterea, agilitatea sau carisma, și proficiency-urile se referă la, să spun, skill-urile în domeniul armelor, în domeniul luptelor. Să fie mai antrenat pe arme cu o singură mână, pe arme purtate cu două mâini, pe polearm, adică arme mari, sulițe, barde și așa mai departe, pe archery, adică arcuri, crossbows, arbalete și throwing, adică pe cuțite de aruncat și așa mai departe. Ok, aici o să-mi fac eu un caracter cât de repede, o să încerc să le echilibrez cât pot de bine, o să intru în carisma și în inteligență pentru a putea avea mai multe skill-uri. Dacă dăm la inteligență, ne vor crește posibilitățile de a ne upgrada skill-urile. Dacă punem carisma, vom putea fi mai buni negustori, vom putea vinde prizonieri mai ușor și așa mai departe. Numele o să încercăm să jucăm cu un caracter din istoria țării noastre, așa că îl vom alege pe Vlad Țepeș. Iar aici ne vom pune skill-urile. O să punem un punctuleț în Iron Flash. Iron Flash-ul înseamnă că ai mai mult HP, ai multă viață. O să punem în Shield 1, o să avem putere mai bună să ținem scutul. În Athletics mai merge și acum vom merge puțin pe Prison and Management din prizonieri, pentru că ajungi să vinzi prizonieri, o să faci bani din chestia asta, care e foarte, foarte util. O să mai punem un punct în Inventory Management, ne ajută să cărăm mai multe bunuri pe care le vom cumpăra, fura sau dobândi. În Wood Treatment va fi extraordinar de bun, așa că vom pune două puncte. Wood Treatment-ul se referă la capacitatea caracterului de a se vindeca după o luptă, cât de repede ai recovery-ul. În Weapons, aici vom merge cu, văd că sunt destul de ok, o să mergem cu One-Handed Weapons și cu pole arms. În archery și în crossbows încă nu o să-mi bag. Aici ne alegem caracterul, adică ni-l costumizăm. Jocul beneficiază de foarte multe posibilități de costumizare a caracterului, lucru foarte tare. Aici nu o să vă mai țin, o să-mi fac un caracter repede și vă explic puțin ce am făcut. Ok, am revenit. Aici e caracterul meu, am încercat să-l fac cât de asemănător cu Vlad Țepeș pe putință și cam așa a rezultat. Eu zic că seamănă. Practic aici, ca să vă fac un mic tutorial, aici ne alegem înfățișarea, barba, părul, vârsta, culoarea părului și aici sunt opțiunile de costumizare a expresiei faciale. Ochii, sprâncenele, mustața, nasul, gura și așa mai departe. Nu voi sta să vi le explic pe toate, că ar lua o eternitate. Ok. Aici ne explică puțin unde am ajuns. Am ajuns în regatul Caladriei, după cum bine v-am spus, și aici ne lasă să ne alegem în ce regiune a hărții vrem să ne alăturăm. Caladria are mai multe regate, acestea sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 regate în total, care sunt, să spun, inspirate din harta Europei medievale și a lumii medievale. Suadia, Vaegris, Canthe, Norodz, Rodox și Sultante. Toate sunt asemănătoare, doar că diferă poziția geografică. Spre exemplu, Sultante se află spre deșert, parte Norodz, evident, se referă la nord, la zăpadă, Rodox e mai mult ca o zonă europeană, Suadia e ceva în genul Angliei și așa mai departe. Dar noi vom merge cu Rodox, asta ar fi cea mai basic. Și de acum vom începe să jucăm. Ok, aici suntem. Jocul începe prin
atacarea unui bandit. Omul acesta încearcă să ne atace, e un hoț pe care îl ucidem. Și acum ne vom întâlni cu un merchant, adică un vânzător, o persoană care se ocupă cu comerț din orașul respectiv. Vom vorbi cu el. Now, let me explain my proposal. Aici ne explică faptul că un grup de bandiți a răpit fratele și vrea ca noi să recrutăm 5 oameni și să îl aducem în siguranță înapoi. Ok. Aici avem notes-urile, adică notițele și obiectivele. Vom intra pe hartă și asta este harta jocului. După cum bine vedeți, harta este foarte mare, deci harta are extraordinar de multe castele, sate, mini-castele, castele mai mici, castele mai mari, curzi regale și așa mai departe. Niște titluri mai mari și titluri mai mici. Titlurile mai mari reprezintă castele cu fortificații mai puternice și titlurile mai mici reprezintă castele mici, mai micuțe adică, și mai mult fortărețe, le-am putea spune, și sate. Haideți noi să continuăm. Ok, am revenit. Aici suntem noi. Și acum misiunea noastră este să recrutăm 5 oameni. Oamenii îi recrutez din sate și va trebui să-i upgradez. Noi luăm, spre exemplu, 5 țărani, iar când îi vom upgrada, aceștia vor deveni din ce în ce mai puternici. Îi vom face prima dată luptători simpli, după aceea luptători mai puternici, le vom da armuri, le vom da arme. Lucru care s-a întâmplat și în istorie, erau foarte mulți aventurieri, mulți călători în perioada Evului Mediu, care recrutau oameni. Da? Și legenda lui Robin Hood, tot în genul acesta a fost creată. Un om dornic de a scăpa oamenii de impozitele ridicate ale vechiului Imperiu Britanic din Anglia, și a regulilor impuse de regele vremii, a încercat așa ca o mică anarhie. Ok. Aici suntem noi, deocamdată suntem doar noi în divizia noastră, să spun, în echipa noastră, și aici avem niște looters. Va trebui să fugim de ei, pentru că garantat ne vor urmări. Da, ne urmăresc, dar noi avem cal, așa că fugim mai repede ca ei, așa că nu ne vor putea prinde. Vom merge în primul sat și vom încerca să recrutăm niște oameni. Recruit volunteer și avem 7 Rodok tribesmen, deci 7 voluntari. Da? Evident, va trebui să-i plătim 70 de denari. În general, ei consumă și bani. Sper că au plecat lutării. Da, au plecat. Fiecare clasă, fiecare upgrade al acestora, evident că va costa bani. Acum va trebui să ne întoarcem în tavernă, unde ne-am întâlnit cu acel vânzător. Va trebui să îl căutăm. Unde e? Marchant of Jewel. Bun, am recrutat și ne-a dat quest succeeded. Acum ne spune că trebuie să vânăm acei bandiți care ne vor apăra. Aceștia, Band of Robbers. Ok, what do you want? Și aici avem noi o mică conversație cu aceștia. V-am căutat și să-mi spuneți unde sunt prizonieri și vă voi da drumul. Acești prizonieri nu vor fi niciodată doar dacă vom plăti pentru ei. Ai adus ceva argint? Nu, am adus doar oțel. Aici încercăm să amenințăm și aici ne spune. You have encountered bands of robbers. Ne-am întâlnit cu o bandă de nelegiuiți și avem 8 trupe pentru 4 de ai lor. Așa că vom da charge de enemy. Și vedeți, așa se desfășoară bătăliile. Foarte, foarte ok la jocul ăsta. Acesta este metoda în care se desfășoară bătăliile. Bătăliile chiar se întâmplă pe o mapă, nu ca în jocurile de strategie, că controlezi de la distanță, tot nu vezi nimic, nu ai parte de acțiune. În jocul acesta e acțiune extraordinar de multă. Acum analizăm puțin poziția luptătorilor. Aceasta nu e foarte realistă, dar vom considera faptul că sunt țărani și încă nu știu să se lupte. L-am nimerit pe ăla, am nimerit odată, l-am nimerit a doua oară. Eu nu prea am skill points-uri băgate în tirul cu arbaleta. Ok, cred că asta o să câștigăm lejer. Deși, uite, totuși că mi-au omorât și oamenii, dar nu e stres. Țăranii mor foarte repede, țăranii mor una, două,
foarte, foarte clar. Și aici ne spune că victimele pe care le-am avut, am avut 3 omorâți și 2 răniți. Și am câștigat. Ok, și aici, după câte bine vedeți, avem Captured Enemies. La secțiunea Captured Enemies avem prizonieri. Prizonieri pe care îi putem captura și de-a lungul timpului ori îi recrutăm, dar asta va scădea moralul companiei mele, ori îi vindem. Eu prefer să-i vând pentru că fac bani. Acest lucru a fost întâlnit chiar și în istorie. După bătălii, evident că victorioșii puteau să asimileze prizonieri, să-i facă soldați proprii sau să-i vândă. Acest lucru este de nota 10, deci e 100% realist. Ok, i-am recrutat, și, adică i-am capturat și avem ce loot, să spun, ce lucruri am dobândit din luptă. Avem în primul rând armuri, avem cuțite de luptă, avem o căciulă și pietre. Deci, vedeți, au avut loot foarte puțin, au avut foarte puține bunuri care nu ne vor ajuta. În schimb, după cum vedem, armura pe care am capturat-o are 24 de puncte la armura corpului, pe când a mea are 21 de puncte. Deci armura aceasta e mai bună decât a mea. Așa că o vom schimba. Vedem că s-a schimbat și pe caracter. Iar celelalte le vom vinde. Din punct de vedere al vestimentației și armelor pe care le-am recuperat aici, cuțite din acestea chiar au fost găsite, chiar au existat, cuțit țărănesc de luptă se numește, 100% real. Armura, presupun că a existat, nu cunosc personal nici o armură de genul, n-am văzut în viața mea, dar sunt sigur că au existat aceste haine, să le spunem. Ok, și vedeți, some soldiers are ready to be upgraded. Acesta e un lucru pe care am vrut să vi-l arăt. După ce am avut această luptă, soldații mei pot fi upgradați. Avem 2 care pot fi upgradați și putem upgrada ori la Rodok Spearman, luptător cu suliță, ori la soldat cu arbaletă. Vom face unul și unul. Deci avem, după cât bine vedeți, li s-au schimbat armurile, li s-au schimbat armele. Acesta e mai bun în apărare, pe când cel cu arbaleta, evident că e mai bun la distanță. Ok, și acum noi va trebui să vânăm atacatorii fratelui acelui vânzător, pe care îi găsim chiar aici. Eu am 4 oameni, o să încerc să-i atac cu 4 oameni, sper să nu mor. În general, hideout-ul acesta de bază e destul de simplu, deci de bătut. După câte bine vedem, s-a schimbat și harta, pentru că suntem într-o zonă mai montană. Hai să vedem puțin, vedem deja acolo casele. O să încerc să trag cu arbaleta de la distanță, pentru că nu-mi risc viața și nici a ostașilor. Evident că deocamdată jocul e mai plictisitor pentru faptul că sunt armate mici, sunt puțini, sunt bătălii mici, dar o să vedeți că pe cât evoluează jocul, pe cât avansăm, vor fi bătălii tot mai mari, vor fi arme tot mai bune, vor fi foarte multe lucruri tot mai puternice și mai faine de vizionat. Ok, e greu să-l nimeresc cu skill-ul ăsta mi-l arbaletă. Trebuie să mă duc să-mi ajut și trupa. Dacă îl nimeresc în cap pe unul dintre ei, va muri pe loc. E one shot. Hai, frate, pe bune. Poți bara loviturile. Uite că l-a ucis acest aliat. Trebuie să am grijă pentru că e și friendly fire în joc, adică... Bun, l-am executat. Și să vedem puțin... Da, avem și first person, am uitat să vă precizez. Deci nu știu dacă am mai spawnat alții, dar a spawnat încă un... Încă un atacator, dar mă voi duce cu sabia pentru că e mult mai simplu. Hai, frate, pe bune. Ok, și l-am ucis un shot. Vedeți, dacă am level mare la loviturile de sabie, dau mult mai mult damage. Acum trebuie să vină fratele, uite. Ăsta e fratele celui care m-a pus să-l salvez.
Așa. Ok, thank you, thank you, thank you. Bun, l-am salvat și acum am terminat bătălia. După câte bine vedem, dacă am avut o bătălie mai mare, avem și mai mult loot. Din nou, un aspect realist. Avem o sabie cu ceva mai puternică, dar nu o vom schimba pentru că are reach-ul, adică e mai scurtă și are mai puțină viteză. Da? Are 98 și 73 și mai are 99 și 95. E mult, mult mai bună. Așa că toate acestea le vom lua și le vom vinde. Am primit și o armură de picioare, dar e mai slabă. Am primit și un scut care are 2 rezistențe. A meu are 8, deci e mai rezistent. Polearms. O de asta mi-ar trebui când mă lupt de pe cal. Mi-ar fi foarte practică, dar deocamdată le vom vinde să vă arăt un pic cum funcționează și aspectul acesta de magazin în joc. Și vom încheia videoul aici. Mă voi duce să vorbesc cu acel negustor pentru a încheia misiunea și pentru a primi banii, pentru că, evident, dacă finalizezi o misiune, primești și bani. Ok, deja nu mai am spațiu din câte văd, dar o vom arunca pentru că nu ne trebuie. Ok, hai să ne întoarcem în Jelkala. Evident, numele sunt inventate, nu au existat dregate cu aceste nume, dar e de apreciat efortul de a construi o hartă medievală. În primul rând, ne vom duce în tavernă să vorbim cu negustorul pentru a finaliza quest-ul. Quest complete, da? Am câștigat. Ok, și aici el ne va mai da un task, ne va mai da o misiune, aceea de a rezista peste noapte unui atac al bandiților. Și noi putem să alegem să conducem oamenii sau să nu îi conducem. Dacă îi conducem, ne vom crește reputația și vom avea acces la anumite baluri, la anumite mese festive în cadrul castelului și așa mai departe. Deci ai fel de fel de beneficii. Și dacă nu, nu mai câștigi bani, în primul rând, și poți să faci ce vrei, dar n-are rost pentru că ăsta e începutul, așa că vom continua să ne luptăm puțin aici. Aici vine el și îmi spune că e timpul să atacăm. Uitați deja acolo un bandit, dar mă voi lupta cu sabia pentru că nu am suficient skill, nu am suficiente skill point-uri la... Ok, l-am ucis. Vedeți, e foarte, foarte bine să ai level mare la luptele cu săbii, pentru că pentru început e foarte bine. Bun, am barat. Op, trebuie să am grijă că-s doi aici. Bun, și ăsta l-am ucis. Deocamdată bătăliile, v-am spus, sunt mai plictisitoare pentru faptul că nu avem trupe, nu avem armată puternică, dar cu cât evoluăm, cu atât vom avea armată mai puternică și va fi mult mai interesant. Ok, aici mi-a dat bani, mi-a dat 200 de denari, destul de bine. Și aici facem noi puțin dialog, ok, dar nu e important. Ok. Am terminat cu, să spun, partea de introducere în Mountain Blade. Acum vreau să vă arăt puțin marketplace-ul. Pentru a ne raporta puțin la cât de realiste sunt armele, cât de realiste sunt armurile, cât de realiste sunt cai și așa mai departe. Vom merge la Arms Merchant. Aici vom avea arme. Astea sunt toate armele din cadrul acestui castel pe care noi le putem cumpăra. În primul rând, eu vreau să mă apuc să vând din ce am eu. Ne vom apuca să vindem aceste cuțite pentru că sunt total inutile. Vom vinde aceste sulițe pentru că sunt de level foarte mic, au foarte puține puncte, au foarte puțin damage. Și le-am vândut toate. Putem vinde și scutul și vom câștiga, și chiar și pietrele, și vom câștiga 79 de denari. Dar mai întâi vreau să vă prezint puțin armele, să vedem cât sunt de realiste. În primul rând, vedem că avem un balanced two-handed sword, adică o sabie pentru ambele mâini,
O sabie mare, cum era foarte, foarte întâlnită în Evul Mediu, o sabie cu trăsături foarte realiste, o sabie cu mâneri de piele, cu gardă foarte lungă, foarte realistă, purtată în general de cavaleri. Cavalerii Ordinului Teutonic erau cei mai cunoscuți pentru sabiile lor, dar acestea au fost foarte, foarte cunoscute și în filme precum King Arthur și în epoca medievală a Marii Britanii. Acolo au fost longsword-ul, practic așa se numea, longsword, cel mai utilizat în partea aceea a Angliei, dar și de Ordinul Teutonic. Aici avem un arc mongol, un detaliu foarte, foarte impresionant al jocului. Deci, jocul se raportează mai mult la istoria medievală a Angliei, asta din strict din punctul de vedere al armelor. Dar un lucru foarte, foarte, foarte de apreciat sunt arcurile acestea de tip mongol. Jocul se întâmplă în secolul XIII, prin 1200 și ceva, începe 1240. Invazia mongolă a început în secolul XIII pe teritoriul Europei. Așa că e foarte plauzibil ca la un magazin să găsim arcuri mongole, da? E un aspect foarte realist, foarte realist. Aici avem o bardă, o săcure de război, bardă sau un poleaxe, dacă vreți în engleză, o armă foarte cunoscută în epoca medievală. Această armă era folosită în general de infanteria grea, cum sunt astăzi tancurile, ceva de genul. Dar erau cavaleri foarte bine înarmați și foarte bine protejați de armură. Și aici se folosea această armă, poleaxe-ul. Foarte, foarte, foarte realist și acest aspect. După care avem heavy jarrets. Aceasta e o suliță care poți să o folosești și ca polearmă, adică și ca suliță simplă și ca suliță de aruncat. De asemenea, un aspect realist. Și aici avem un warbow. Acest warbow presupun eu că ar fi vorba despre un longbow englezesc, după aspect, deși longbow-ul nu avea, după cum se vede aici, nu avea această îndoitură. Era drept, era un arc de cerc simplu, dar presupunem că ar fi un arc englez, longbow, whatever. După care mai vedem ciocane de luptă, foarte, foarte folosite în Evul Mediu și acestea, un cleaver sau nu știu cum s-ar traduce acesta, un zdrobitor, o sabie foarte grea, cam asta ar fi definiția. Nu prea se foloseau în război, acestea erau mai mult folosite în măcelărie, în industria asta măcelăriei. Avem arbalete, arbaletele arată la fel, dar din punct de vedere istoric arată realist, cam așa arătau. Nu aveau trăgaci, aveau o manetă care trebuia apăsată în sus și așa se declanșa săgeata. Scuturile, evident că sunt realiste, avem scutul de oțel, steel shield, care are o formă mai interesantă, dar de asemenea realistă, scutul tradițional medieval pe care îl întâlnim în toate evenimentele istorice medievale, acest scut cu o formă relativ triunghiulară, din nou un arc mongol și fel de fel de alte scuturi. Coasă și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al armelor, eu spun că jocul se încadrează perfect în epoca vremii. După care vom merge la armuri. Din nou, dacă armele au fost realiste, armurile de asemenea sunt cât se poate de realiste. Întâlnim armuri din zale și armuri cu platoșe. Armuri foarte, foarte întâlnite în epoca Evului Mediu. Cam așa ar arăta pe caracter. Dacă le schimb bine, nu am bani, e 19.000 de denari, am doar 500, dar vom avea bani dacă vom continua seria. Armură foarte întâlnită, foarte realistă, din punctul de vedere că e din zale și partea centrală e o piele întărită sub care se află zale. Armură foarte întâlnită, din nou, în Anglia medievală. După care avem armură alcătuită din zale și din platoșe, armură întâlnită în general cavalerilor sau a infanteriei grele. Aceasta era armura care îți oferea cel mai mic confort, dar totodată cea mai mare protecție. De aceea era utilizată la infanteria grea.
După care avem cizme de cizme placate cu armură, de asemenea foarte des întâlnite, foarte realiste. După câte bine vedem, au chiar și detaliile a labei piciorului pentru a se putea mișca, pentru a avea mobilitate soldatul, sunt alcătuite din aceste bucățele de armură care erau mobile. Din nou un detaliu impresionant pentru un joc vechi de 10, 12 ani sau 13 ani cât are. Armuri mai ușoare, armuri în general întâlnite în Imperiul Mongol, înspre Asia, nu spre Europa. Europenii tind să aibă armuri mai ranforsate cu fier, în timp ce asiatici aveau armuri mai mobile, care le ofereau evident mobilitate și viteză, dar e o armură realistă din punctul meu de vedere. Din nou avem o cască cu aspect, din punctul meu de vedere, mongol, din nou, sau asiatic, da? Chinezesc, mongol, în zona aceea, care e realistă. Din punctul meu de vedere, are aspecte foarte, foarte realiste, cum ar fi părul. Părul din vârful ei e un aspect foarte des întâlnit și foarte comun în căștile medievale mongole, cât și această parte mai moale, pentru, cum am spus adineori, pentru a oferi mobilitate. Din nou avem cizme, avem aceste zale care se pun pe cap, evident foarte realiste și acestea, erau extraordinar de întâlnite în spațiul european medieval, cu precădere în Anglia. Aici avem încă o chestie interesantă, avem un coif, să spun, care duce spre partea Imperiului Otoman sau a civilizației arabe. Acest coif orientat spre sus cu acel mic țep în vârf și turbanul acela făcut din mătase e stilul caracteristic otoman. Foarte des întâlnit, foarte cunoscut, foarte realist. Și, după câte vedem, alte și alte și alte tipuri de armuri. Aceasta este încă o cască pe care vreau să vă prezint, stilul templier, stilul teutonic de cască, foarte întâlnit la trupele teutonice, la cavalerii teutoni, la cavalerii cruciați, la ordinul teutonic și așa mai departe, deci foarte realistă și aceasta. Și, în general, casca comună. Aceasta era cam cea mai comună cască întâlnită în Evul Mediu, cască care avea partea de sus ranforsată cu fier și partea de jos din piele sau ceva material textil. Așa că la armuri, din nou, jocul merită un 10. Acum, în final, vă voi prezenta puțin și cai, armurile cailor. Evident că ne putem cumpăra cai. Avem, în primul rând, cai simpli și aici am vrut să fac o puțină referire la armurile cailor. În general, armura cailor nu era pe toată suprafața corporală. Era, dar cel mai des întâlnit în Europa medievală era armura pe segmente, adică era armura capului, era armura pieptului, armura în zona inimii, în zona feței. Nu prea se puneau pe cai aceste armuri total, full, ca o zale a calului. Existau situații, dar erau foarte rare, în general întâlnite la turniruri, pentru ca efectul devastator al acelei sulițe de turnir să nu afecteze calul, să nu-l ucidă și așa mai departe. Dar erau și în luptă. Dar vedem și aici, mai sunt mai multe modele. Uitați, acesta e un model mai realist. După câte vedem, calul e apărat doar la cap, piept și spate. Zona centrală e doar șaua. Aceasta e o armură de nota 10. Ok, păi cam ăsta a fost videoul. Așa, per total, cu tot cu armurile cailor, cu tot cu bătălii, pentru un prim episod și pentru o notă, să-i spunem, pentru a atribui o notă jocului, din punctul meu de vedere, jocul merită nota 8.50 spre 9. 8.50 spre 9 cred că e o notă bună pentru un prim episod, pentru că ne vom raporta puțin și cum evoluăm noi ca
dinastie, pentru că la început jocul nu e atât de realist, strict din simplul fapt al cum sunt bătăliile purtate și faptul că erau bătălii destul de mici între sătenii, adică nevul nu se prea întâmpla pentru că autoritatea regală nu permitea. În general, cei care răzvrăteau sau cei care boicotau sau cei care intrau în conflict erau în general uciși. Așa că nu e un aspect foarte realist ca 4-5 țărani să se bată cu alți 5, știți? Existau situații, dar nu erau recunoscute la nivel de istorie. Așa că un 8.50 pentru început cred că e o notă perfectă. Un 8.50 pe 9. Cam asta e nota pe care eu o dau jocului, dar din punct de vedere a gameplay-ului vă spun, e un joc foarte, foarte, foarte relaxant și distractiv. Ok, cam acesta a fost videoul. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. A fost un video mai lung, cred că cel mai lung video de pe canalul meu. Lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră despre joc și dacă vreți să continuăm jocul. Eu chiar aș vrea să fac o serie pentru că chiar vreau să vă povestesc pe parcursul gameplay-ului anumite evenimente care aveau loc în Evul Mediu și să vedem cât de coerent și cât de corect istoric e acest joc, unul dintre cele mai bune jocuri medievale făcute. Ok, până data viitoare, eu am fost istorizatorul și nu rămâne decât să ne salutăm și să ne vedem la următorul video.